În cadrul întâlnirii din această lună a Cenaclului, Nicolae Velea au luat cuvântul mai mulți participanți care au vorbit în termeni elogioși despre personalitățile și creațiile literare ale scriitorilor aniversați în cursul lunii martie, Urmuz, George Topârceanu, Mircea Eliade sau Ion Pilat. A doua parte a întâlnirii a fost dedicată Basarabiei și s-a realizat cu sprijinul lui Adrian Cristescu și al unor elevi originari din Moldova de peste Prut, care studiază la Liceul Agricol Constantin Dobrescu. Imagini rare, pe fond muzical, muzică patriotică, dedicată Basarabiei și Bucovinei, și atmosfera a fost cu totul și cu totul specială. Oamenii au fost atât de încântați, chiar au spus că n-au văzut niciodată asemenea imagini și că doresc să reedităm momentul acesta. A doua întâlnire a Cenaclului Nicolae Velea dedicată Basarabiei va avea loc în data de 27 martie și se va ține la Cercul Militar din Curtea de Argeș.